Sfântul Ierarhia Chint, sărbătorit astăzi, este și ocrotitorul Bisericii Mari a mănăstirii Dervent, aflată în construcție. Sfânta liturghie a fost oficiată astăzi în demisolul locașului de cult de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Hotărârea ca Sfântul Iachint să devină ocrotitorul noii biserici de la Dervent a fost luată în urma noilor cercetări care atestă existența cetății Vicinei în sud-vestul Dobrogei, în zona cetății Păcuiul lui Soare. Aici, cu ani în urmă, când a fost seceta cea mai mare și Dunărea ajunsese atât de mică, s-a arătat în acest defileu al Dunării o cetate străveche. Cetatea aceasta, după spusele vrednicului de pomenire, marele profesor Petre Diaconul, care era legat de mănăstirea Dervent, care își doarme somnul de veci aici, după dorința sa, legat de izvorul tămăduitor și de minunile de aici, Petre Diaconul, împreună cu alți ucenici ai săi și istorici reputați, văzând această ieșire la suprafața cetății Vicina, au socotit că, iată, descoperirea cea enigmatică care era fixată fie la Isaccea, fie în altă parte, s-a arătat aici. Se vedeau zidurile unei cetăți cum era descrisă ea în cronicile vremii. Sfântul Ierarhia Chint a trăit în prima jumătate a secolului al XIV-lea și a fost mai întâi episcop al cetății Vicina, situată în Dobrogea. Iată, după năvălirea popoarelor barbare, voievodul țării românești, care a voit să aibă un erar cu experiență duhovnicească din pământul apostolic, l-a chemat pe Sfântul Iachint, după ocuparea Dobrogei de către otomani, l-a chemat la Argeș, în țara românească, unde a fost așezat ca primul mitropolit al țării românești. Sfântul Sinod a hotărât canonizarea Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul țării românești, în anul 2008.